Deci, eu nu vreau să vă spun că de mai bine de 5 ani nu am mai deschis televizorul nici măcar din curiozitate. Pur și simplu, într-o zi am luat toate TV-urile din casă, le-am deconectat și le-am aruncat în balcon. De ce am ales să fac asta? Ei bine, în videoclipul ăsta vei afla unul din cele 3 motive pe care am să le animez în următoarele parodii, așa că fii cu ochii în patru, șeful. Ei bine, haideți să vă spun motivul principal care m-a determinat să spun gata și să-mi bag pula în TV o dată și pentru totdeauna. Desenele animate pentru retarzi. Da, ați auzit bine. Voi ați văzut ce gunoaie de desene se dau acum la televizor? Ei bine, eu nu, pentru că v-am zis că nu mă mai uit la TV, dar mulți dintre voi încă o faceți, așa că am pus pe Facebook un status în care v-am întrebat ce desene de căcat sunt acum la TV. Și uite aici rezultatele. Unchiul Bunic, Violeta, Clarancei, Soi Luna și restul. What the fuck, ce pula mea desene sunt astea? Cum dracu sunt clasificate ca desene și cum au ajuns să fie puse la TV? Ei bine, încă nimeni nu știe răspunsul la această întrebare, presupun. Uite, acum nu pot să spun despre ceva că eu un gunoi dacă nu o fac prin comparație cu altceva chiar mișto. Așa că cine știe, titlurile pe care am să le înșiruiesc mai departe chiar a avut parte de desene mișto în adevăratul sens al cuvântului. Copiii de la 402, Curaj Câinele Fricos, Tom și Jerry, până și fucking Scooby-Doo, ăla vechi, da. Ca să nu mai spun chestii geniale ca și Regele Șaman, Viața cu lui, Cei cu Andy, Capitanul Jack cel Teribil, Edet și Eddie, Gemenii Cramp, Laboratorul lui Dexter, Samurai Jack, ăsta-l fucking iubeam și am auzit că reapare, oh da, Casa Foster pentru prieteni futuți, Chowder, Zack și Cody, Shaolin Showdown, Yu-Gi-Oh, Inuyasha, Duel Masters, până și fucking spioancele îmi plăcea, ok? Pe bune. Ok, astea da desene, dar știți care e cea mai tristă parte în asta? Ei bine, vă spun eu. Cel mai trist este că o să existe oameni care vor vedea videoclipul ăsta și nu o să aibă nici cea mai mică idee ce pula mea sunt desenele spuse de mine mai sus. O să fie cea gen, what the fuck, ce dracu sunt alea, bă. Și apoi merge și îmbrățișează perna cu Violeta. Violeta. Ce-i drept e că nu toate desenele de acum sunt de căcat, ci nici toate cele din trecut nu erau așa geniale. Adică uite un mic exemplu. Mickey Mouse. Hai cu toți la Mickey. Mickey Mouse! Haideți copii să vedem cum putem ajuta biata pisicuță să coboare din copac! Hum hum. Oh, dildo! Haide dildo să vedem! Copii, ce putem folosi? Scara! Sfoara! Trambulina! Sau micul dildoul secret! Ei bine copii, ce alegem? Tic toc, tic toc. Ce? Cum ai spus? Tu spizda, mă, te urăște mai tare. Ai spus cumva mic unealta secretă? Nu. Ok, mic unealta secretă să fie. Haide copii, să vedem și este... Stai, ce aia? Dă-le jos tu zgâții, mătii de pisică. Bănuiesc că merge și așa? Miau? De asemenea, pot spune că au rămas câteva desene chiar și în zilele astea, despre care pot spune că mai au o tentă de amuzament, ca și Gumball, Adventure Time, chiar și Ciudățeni, dar restul să-i ajute Dumnezeu și Maicuța Domnului pe toți cei care se uită la TV. Ai probleme, cheamă-ne pe noi. Ei bine, poate o să vă vină greu să credeți sau nu, dar vă asigur eu că cel puțin o persoană în momentul ăsta, în timp ce se uită la video, e ceva gen: ce pula mea vorbește ăsta de desene? Alea sunt pentru bebeluși. Eu sunt bărbat adevărat și mă uit numai la wrestling și împerecherea rinocerilor pe National Geographic, ok? Ei bine, domnule violator de rinocere, am să spun ceva care probabil îți va bulversa creierașul de găină. Desenele ajută. Sau cel puțin ajută mai mult decât wrestling și rinocerii. Cum? Ei bine, fii atent aici și închide pornul ăla cu rinocerii acum. Ok, hai zi. Haide să facem împreună un experiment. Presupunem că avem aici doi copii de aceeași vârstă, același mod de gândire, totul exact la fel ca și cum ei fi clonat, ok? Subiectul 1, hai să-l numim Petrică. Îl punem într-un mediu cu un televizor pe care se redau desenele considerate de mine mai sus, șmechere, cum ar fi Curaj, Chowder, etc. V-ați prins voi. Rada, rada. Subiectul 2, numit și Retardel, îl vom pune în fix același mediu, numai că la TV-ul lui se vor da desenele de astăzi. Unchiul Bunic și Violeta.
Acum, întrebare surpriză, wow, pentru voi. Care dintre cei doi credeți că va fi cel mai mult limitat când va crește mare din toate punctele de vedere, fie vorba de creativitate sau logic, v-ați prins voi. Bagă tobele. Wow, cum ai ghicit? Numele l-a dat de gol? Da, ei bine, retardel, după o doză de câțiva ani bun plin cu desene care îți sufocă neuronii, va ieși cel mai... înapoiat, să-i spunem așa. Dar stai, mai este ceva, sau mai exact cineva pe care l-am uitat, și anume Petrică. O luăm logic, dacă retardel, având parte de desene proaste, s-a dezvoltat, să spunem așa, retard, atunci Petrică va fi un geniu dacă se uită la desene geniale? Din păcate nu, nu tocmai. De ce? Ei bine, pentru că totul depinde dacă vrei să înveți ceva din desenele alea sau nu. Adică, uite, nu voi da pe mine ca exemplu. Încă de mic mă uitam la TV o groază. Adică, să o pun în perspectivă, eu un an de zile nu am fost la grădiniță, pentru că nu știu ce pula mea problemă a fost cu fișa de înscriere. Așa, cât timp eram pe tușă, m-am uitat la TV. 24 din 24. Și n-am mai ieșeam și pe afară și chestii de genul, dar în general mă uitam la TV. Iubeam desenele, mereu le-am iubit și am să le iubesc pentru totdeauna, deoarece fără ele, probabil, voi nici măcar nu ați fi auzit de mine măcar. Cum adică? Ei bine, majoritatea ați dat peste canalul ăsta de YouTube, pentru că ați găsit niște videoclipuri amuzante ca animația asta, spre exemplu, o, da. Și sunt amuzante pentru că am crescut într-un mediu unde și la TV lucrurile erau amuzante și aveam ce să învăț de acolo. Ei bine, dacă videoclipurile nu erau amuzante, ci erau de căcat, ca desenele de căcat de acum, nimeni, nici măcar tu, nu mai erai aici. Desigur, există și contraexemple de retardei, cărora nu le dau nume eu, le dați voi în comentarii, care reușesc să facă un content de căcat și cu toate astea au un număr mare de oameni care se uită la ei. Salutare oameni, astăzi am să continuăm cu episodul 3423 din Minecraft, în care vom merge în căutarea super mega rarului lemn. Privește departe, totul se leagă cum scrie la carte. Lumea din jur nu e ceea ce pare, toate sunt reale și toate sunt imaginea. Când mă uitam să văd ce desene spuneți voi că sunt de căcat, am văzut nu odată pe cineva care zicea de titluri gen Fetițele Powerpuff sau Tinerii Titani și frumos scris în paranteze, ăla de acum, nu ăla de pe vremuri. M-am uitat repede pe net să văd despre ce e vorba și am rămas fucking uimit. Am rămas uimit de cât de căcat au putut să le facă niște desene clasice bune, pe care toți le iubeam, doar și vă spun, doar ca să mai stoarcă niște bănuți pe urma unor serii care au fost încheiate acum mult timp. Uite o regulă în viață. Când ceva iese bine din prima, de obicei nu o să iasă bine și a doua oară. Asta fiind valabil și în filme, jocuri, având în vedere că sunt făcute de alți oameni, nu ea că le-au făcut original. Uite aici o scrisoare de la mine către profitori. Dragă Cartoon Network, te rog, nu mai mânji cu căcat niște titluri de desene doar pentru un pic de profit, pentru că pur și simplu nu e moral. Măcar dacă vrei să refaci o serie, îi dai orice alt nume ca lumea să nu creadă că e făcută de aceiași oameni care au făcut seria principală, sau dacă tu vrei să-i pui același nume fix înainte să-l pui la TV, fix înainte să apeși pe buton să fie live, împușcă-te în cap. Sunt sigur că și voi, ca și mine, ați auzit în viața voastră vechea replică că desenele sau jocurile învață copiii la prostii. Spre exemplu, când mă informam pe net despre anumite desene, cum ar fi Tom și Jerry, am dat peste niște articole cum că seria asta a intrat în probleme din cauza violenței excesive în fața minorilor. Ei bine, aici sunt un pic de acord, adică nu spun că e bine să le arăți copilor cum să fută un par în cap oamenilor pe stradă, doar pentru că și-au văzut ei la desene, dar de asemenea nu spun nici că sunt adevărate afirmațiile gen copilul meu fumează pentru că Tom într-un episod a scos țigara și vai doamne, de acolo se trage totul. Nu, ce pula mea, nu, nu e adevărat și ar fi stupid să spui așa ceva, inclusiv în cazul jocurilor video. Adică dacă în GTA eu calc cu mașina fiecare bunicuță pe stradă pentru că e fan și poate pentru că sunt puțin psihopat, asta nu înseamnă că în realitate o să merg, o să fur o mașină de gunoi și o să încep să calc pe toată lumea care îmi stă în cale. Fă
fără niciun motiv, desigur. Nu spun că nu s-a întâmplat asta în realitate, pentru că, by the way, sunt sigur că cineva în lumea asta mare plină de nebuni probabil a făcut-o deja. Dar sunt sigur că nu e din vina deselelor animate sau jocurilor. Doar gândiți-vă cum ar suna să fii în fața judecătorului și să te întrebe de ce ai făcut-o. Și tu să fii ceva gen, așa am văzut la desene. De fapt... Mâinile sus! Drop the weapon! Drop the weapon! Băgami-aș pul... Și ăsta a fost videoclipul de astăzi. Inițial voiam să fac de ce televiziunea în România e de căcat, dar am dat peste subiectul ăsta cu desenele și n-am putut să rezist să nu fac o animație despre asta. Dar chestia cu TV-ul va rămâne pentru data viitoare. După cum v-am zis, faza cu desenele e doar unul din cele 3 motive pentru care eu m-am lăsat de TV. Așa că veți vedea pe viitor și celelalte motive și vă spun eu, o să vă placă. Vreau să vă mulțumesc pentru tot suportul extraordinar al fiecărui om în parte. Doar ca să vă dați seama, acum un video, ok, un video, aveam 40.000 de abonați, iar acum suntem 50.000, ce pula mea, și canalul ăsta continuă să crească uimitor de rapid. Și asta e numai datorită vouă, pentru fiecare like, share, subscribe, view, orice, pentru că e de-a lui Mike, ta video-ul meu, îți mulțumesc, mersi. Eu unul, acum mai am foarte puțin din școală rămasă și mai sunt câteva olimpiade la care trebuie să merg, dar după ce termin cu toate astea, mă bag la făcut videouri ca lumea, tata, adică nici nu știți câte idei am și câte căcaturi am de spus despre foarte, foarte multe subiecte de genul ăsta. Sigur, logic, creativitatea mea se trage de la toate desenele la care mă uitam când eram eu mai mic, nu? Ho-ho-ho. Oricum, tot ce pot face deocamdată e să vă spun mulțumesc, iar pentru fiecare persoană care a lăsat un like la videoclipul ăsta, șefule, din partea mea vei primi exclusiv noul iPhone 7. Cum nu există încă? Ba da, normal că Alpaca a făcut rost de el înainte să apară, păi se putea. O să fie într-o cutie frumos aranjată în fața ușii tale în următoarele 2 zile, cam așa. Dacă ai dat like, subscribe și chestiile astea, va fi acolo. De asemenea, pe lângă toate bullshit-urile gen lăsați un like, lăsați un subscribe, căcaturile astea, vreau să scrieți în comentarii ce desene vă plac sau vă plăcea vouă cel mai mult. Eu unul nu pot să mă decid, adică gen Regele Șaman, Curaj de Câine Fricos, toate astea au un loc special în sufletul meu gol și întunecat. Ne vedem data viitoare și nu uitați că facem live pe la 8 seara, de fiecare dată când am timp. Asta, începând cu vara, va fi aproape în fiecare zi, sper, mai ales când o să scap de școala puli. Haideți toți la 3, ca de obicei. 1, 2, 3, Alpaca King out! Dă-le jos-o zgâții mătii de pisică! Bănuiesc că merge și așa? Miau? Iubesc să fac animațiile astea! Le iubesc!